Lotul Astrei Giurgiu se reunește luni 6 iunie în vederea abordării noului sezon, primul antrenament al campioanei României fiind programat pe stadionul Astra din Ploiești. Conform unui comunicat al clubului, programul echipei va include antrenamente zilnice, urmând ca pe 16 iunie formația să facă deplasarea în primul cantonament centralizat, programat în Slovenia. Până atunci, Astra rămâne o campioană care începe să-și capete la capitolul lot, după ce Găman este pe picior de plecare, iar giurgiuvenii l-au pierdut săptămâna aceasta pe fundașul dreapta Pedro Queiroz. Fotbalist aflat la final de contract și care a semnat cu Chaves, echipă proaspăt promovată în Liga Portugheză. Queiroz a fost unul dintre preferații lui Șumudică și a evoluat în ultimul sezon în 32 de partide pentru Astra. La ora actuală, campioana nu are soluții în apărare pe dreapta, unde Scarlatache nu este văzut ca fiind o opțiune.